Connie o ajută pe mama. Mai durează mult, oftează Connie. Mama și Connie sunt la supermarket, unde fac cumpărături. Connie plictisită scutură ouăle cu surprize. Unul dintre ele sună ca și cum ar fi ceva grozav înăuntru. Mama nu vrea să-i cumpere un ou cu surprize, dar îi promite că, în drum spre casă, se vor opri la locul de joacă din parcul cel mare. Din fericire, le-a venit rândul să achite cumpărăturile la casă. Când ajung la locul de joacă, Connie descoperă un disc mare pe care nu l-a mai văzut. Mama își amintește că înainte îi se spunea roata grozavă. Connie urcă pe disc și începe să alerge în cerc. Discul pornește și se învârte, dar foarte încet. Mama urcă și ea pe disc și aleargă alături de Connie. Acum discul se învârte din ce în ce mai repede. Când viteza discului se micșorează, Connie sare de pe el. Mama sare și ea, dar apoi face o grimasă de durere. O, zice ea, apucându-se de picior. Connie o privește speriată. Mama încearcă să pășească, dar o doare piciorul. Vrea să meargă acasă. Connie o ajută să ducă sacoșele pline. Te doare tare? Întrebă Connie. Nu foarte tare, răspunde mama, apoi oftează. Ajuns acasă, mama se întinde imediat pe canapea. Connie îi aduce două perne ca să poată sta cu piciorul mai ridicat. Ea toarnă cu grijă apă minerală în pahar și varsă doar puțin pe alături. Apoi ține strâns paharul și, pășind cu atenție, îl duce mamei. E aproape ca și cum Connie ar fi mama, iar mama ar fi copilul. După aceea, Connie se duce repede la bucătărie. Cineva trebuie să scoată cumpărăturile din sacoșă. Connie pune laptele, cârnații și cașcavalul în frigider. Pastele și-au locul pe raftul de sus al dulapului. Connie trebuie să se urce pe scara cea mică pentru a le putea pune la loc. Connie... Acum trebuie doar să așeze fructele în castronul de fructe. Gata, Connie e foarte mândră de ceea ce a făcut. Mama o roagă pe Connie să îi pună câteva cuburi de gheață într-un prosop. Vrea să și le pună la gleznă. Connie ia cuburile de gheață din congelator, dar sunt lipite unele de altele. Mama îi sugerează să pună tăvița cu gheață sub un jet de apă caldă. A avut dreptate? Cuburile de gheață încep deja să se desprindă și cad în chiuvetă. Connie le adună și le pune într-un prosop pe care îl leagă și îl duce mamei. Apoi Connie aduce o carte ilustrată și îi citește mamei o poveste. Desigur, Connie încă nu știe să citească, dar știe pe de rost povestea. Acum te simți mai bine? Întreabă ea. Piciorul nu poate să doară atât de mult timp. Însă pe mama tot o doare piciorul, așa că trebuie să meargă la doctor. O roagă pe Connie să-i aducă telefonul. Ea sună la doctor, apoi comandă un taxi. În scurt timp se aude soneria. Connie este cea care deschide ușa. De data aceasta are voie, fiindcă mama nu poate merge destul de repede să deschidă. Șoferul de taxi o ajută pe mama să meargă șontâc-șontâc până la mașină și să urce. Connie încuie ușa casei cu grijă și pune cheia în poșeta mamei. La cabinetul medical, doctorul le întâmpină pe mama și pe Connie și vrea să afle cum s-au petrecut lucrurile. Examinează piciorul mamei și îi dă o pastilă împotriva durerii. Apoi îi face o radiografie la picior. Din fericire, mama nu și-a rupt piciorul. Are o ruptură de ligament. Ce înseamnă ligament? Connie ar vrea să știe. Dar nimeni nu are timp să îi explice. Piciorul mamei este dat cu unguent și îi se pune un bandaj elastic. Va avea nevoie și de o atelă, dar și-o va pune la picior atunci când acesta se va desumfla. Connie și mama se întorc acasă cu taxiul. Când tata se întoarce acasă de la serviciu, Connie povestește ce s-a întâmplat la roata grozavă. Tata pregătește cina. Ei mănâncă în camera de zi pentru ca mama să poată sta cu piciorul pe canapea. Acum mama îi spune lui Connie de ce există ligamente la picior. Acestea leagă oasele piciorului de cele ale tălpii. A doua zi dimineață, mama nu o poate duce pe Connie la grădiniță. Tata a plecat deja la serviciu.
Connie vrea să meargă singură. Știe bine drumul până acolo și doar a crescut mare. În cele din urmă, mama este de acord. Dă un telefon la grădiniță ca să anunțe că nu va însoți pe Connie. Apoi îi reamintește fetiței să nu stea de vorbă cu străinii și să traverseze strada doar la culoarea verde a semaforului. Connie îi promite că așa va face. Își îmbracă jacheta, îi dă mamei un pupic și pleacă. Connie merge pe o străduță pe lângă brutărie, o ia la dreapta și în curând ajunge la semafor. Apasă butonul și traversează strada la culoarea verde și gata, ajunge repede la grădiniță. Acolo, Hana o așteaptă la ușă. Connie se duce la Iulia și la ceilalți copii din grupa ei. După masă, Connie se întoarce acasă și sună la sonerie. Însă nimeni nu-i deschide ușa. Mai sună o dată și încă o dată. În cele din urmă, ușa se deschide. Mama se deplasează greu din cauza piciorului bolnav. Lui Connie este foame, dar de la bucătărie nu se simte miros de mâncare. Astăzi tu gătești, spune mama. Eu? Se miră Connie. Altădată ea nu are voie să umble la plită. La rugămintea mamei, Connie trebuie să scoată caserola cu paste din congelator. Mama o ajută să le despacheteze și îi spune cum să le încălzească la cuptorul cu microonde. Amândouă așteaptă până când cuptorul face cling. Acum pastele sunt gata. Connie duce cu grijă caserola cu paste pe masă. Aproape că se împiedică de motanul miau. După masă, Connie se hotărăște să aspire. Cum pornesc aspiratorul? Întreabă Connie. Mama spune că nu este nevoie ca ea să dea cu aspiratorul, dar Connie nu o mai aude, fiindcă aspiratorul a pornit un zgomot puternic. Cling, cling, Connie a aspirat o monedă de 50 de bani. Deodată se aude un poc, iar aspiratorul nu mai trage nimic de pe jos. Închide-l, strigă mama. Apasă butonul roșu. Connie apasă butonul roșu. Aspiratorul s-a blocat deoarece Connie a aspirat și ghemul lui miau. Mama nu-l poate scoate din aspirator. Oricum, Connie crede că a mucit suficient. În plus, sună cineva la ușă. A venit Iulia. Fetele merg în camera lui Connie și se joacă cu păpușile și cu ponei. Astăzi toate s-au lovit și trebuie să meargă la doctor. Mai târziu vine tata, iar Iulia pleacă acasă. Connie îi povestește tatălui ce zi grea a avut. Seara are voie să se uite la televizor la un film cu animale. A doua zi, mama se simte mai bine și începe să meargă prin casă. Acum poartă o atelă. Astăzi Connie a venit bucuroasă de la grădiniță. Este joi, ziua în care merge la călărie. Dar acum mama nu poate urca la volan. Iar fără mașină nu se poate ajunge la manej. Supărată, Connie începe să plângă. Mama încearcă să o consoleze. Dar Connie este tot supărată și, furioasă, dă cu piciorul în fotoliu. Apoi o sună pe Eliza ca să-i spună că azi nu vor putea merge la călărie. De obicei, Eliza merge cu mama și cu Connie, dar acum mama nu poate conduce mașina. Eliza îi spune că tatăl ei are o zi liberă, așa că le poate duce el cu mașina la manej. Mama trebuie să poarte atela încă multă vreme, dar în cele din urmă piciorul se face bine și ea poate merge fără atelă. Connie se bucură văzând că mama e din nou sănătoasă, dar a fost bine și cât ai fost bolnavă. Cum așa? Se miră mama. Fiindcă așa am putut să fiu fetiță mare, râde Connie. De acum încolo, mama nu are voie să încerce jocurile noi și să se dea curata grozavă. Acelea sunt doar pentru copii. Sfârșit!